Teatrul de Vară din Târgu Jiu a găzduit vineri un spectacol de muzică populară în care renumiți artiști ai muzicii populare au cântat pentru achiziționarea operei brâncușiene cu mințenia pământului. Din păcate, vremea rea a făcut ca numărul celor care au luat parte la acest eveniment să fie mai mic decât așteptările organizatorilor. Spectacolul organizat de Fundația Culturală Columna împreună cu Școala Populară de Artă din Târgu Jiu și transmis în direct de TV Sud a conștientizat o parte dintre gorjeni cu privire la valoarea operei marelui sculptor Constantin Brâncuș cu mințenia pământului, astfel încât să se alăture acțiunii. Banii strânși din vânzarea biletelor urmează să fie donați statului român. În jur de 54 de milioane s-au strâns în urma spectacolului care l-am organizat vineri. Este un început și ploaia ne-a făcut o surpriză neplăcută, zic eu, dar o să continuăm și o să mai organizăm pe viitor evenimente încât Gorjul să devină așa, să urce în topul strângerii de fonduri pentru cumințenia pământului. Inițiatorii acțiunii se gândesc să organizeze astfel de spectacole de muzică populară susținute de artiștii Gorjului în vederea strângerii de fonduri pentru achiziționarea cumințeniei pământului și în alte județe din țară.